Ale spectator și bine v-am găsit la emisiunea Să mai și muncim. Chiar dacă suntem în fața unui birou, asta nu înseamnă că aici nu se muncește din greu. Suntem la Camera Agricolă Județeană Gorj și domnul director Alin Petrică, alături de noi și de dumneavoastră astăzi, ne va vorbi despre toată munca acestui anotimp vara, care a fost aproape fără concedii, muncă la foc continuu, e plin de dosare și foarte, foarte multe consultanțe, aș putea zice, având în vedere câți oameni am văzut că vin aici să se adreseze la dumneavoastră. Bine ați venit în emisiunea noastră și sper că cu lucruri utile pentru telespectatorii noștri. Bun găsit telespectatorilor dumneavoastră, bun găsit dumneavoastră. Într-adevăr, am avut o vară plină aici la Camera Agricolă Județeană. Colegii mei, dacă să zicem sezonul de concedii a fost din plin și acum e pe terminate, colegii mei abia acum încep să-și ia concediile pentru că a fost aproape imposibil să intrăm într-o vacanță pentru că, iată, începând din luna iunie până acum o săptămână, a fost o perioadă plină pe fosta măsură 141, sprijinirea fermelor semisubsistență și anume depunerea dosarelor de plată. Motiv pentru care, de dimineața până după masa, chiar după program, colegii mei au stat, au lucrat proiectele, au lucrat de fapt dosarele pentru ca beneficiarii să nu piardă finanțarea și să poată să continue cei 5 ani obligatorii ai proiectului finanțat pe sesiunea anterioară din PNDR. Observ că dacă cineva ar zice că vă invidiază munca și poziția, nu este deloc de invidiat. Din contră, nu știu dacă aș putea alege un asemenea job care nu-ți mai permite măcar timp și pentru tine. Într-adevăr, ce să facem? Suntem funcționari publici, suntem în slujba celor de la țară, mai ales. De fapt, scopul nostru este acela de a dezvolta spațiul rural, să încercăm să facem în acest județ o oază de agricultură performantă, să încercăm să fim competitivi atât cu celelalte locuri în care agricultura este deja arhicunoscută în România, cât și cu agricultura din vestul Europei. În ultima perioadă, asaltul asupra colegilor mei a fost dat nu numai de aceste dosare, ci și de către ultimele apariții legislative ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Am fost și suntem, de fapt, în continuu implicați și în acordarea avizelor consultative pentru atestatele de producător. Așa după cum bine se știe, începând de la 1 mai a fost schimbată în totalitate, a fost schimbată modalitatea de acordare a atestatului de producător. Acesta se eliberează în continuare de către primării, dar pe baza unui aviz consultativ pe care instituția noastră îl acordă în urma verificărilor în teren executate de specialiștii noștri. Iată că din acest punct de vedere am avut, să zicem, multe probleme, pentru că suntem puțini, în teritoriu nu avem decât 13 oameni la cele 70 de localități. Foarte puțini. Foarte puțini, într-adevăr, și a trebuit ca aceștia să meargă în mai multe comune, 4, 5, chiar 6 comune de fiecare om. Din păcate, actuala situație nu ne permite nici măcar să decontăm transportul colegilor, însă prin bunăvoința lor și menționez încă o dată, prin bunăvoința lor am reușit ca ei să meargă aproape zi de zi, de multe ori să își lase treburile zilnice și chiar vechi colaboratori din comune și să meargă în comunele învecinate unde să verifice pe teren situația și să acordăm aceste avize consultative. Lucrăm în această perioadă și pe o altă legislație, este vorba de amenajamentele pastorale, împreună cu primările din județ, pentru că prin legislația nou modificată urmează ca până la anul
să încercăm să realizăm cât mai multe amenajamente pastorale pentru pășunile și fânețele aflate în proprietatea primărilor. Să le spunem acum oamenilor că se modifică aproape totul, nu mai este nimic din ce era odată. Până la urmă, oamenii devin cumva ca și proprietari o perioadă a acelor pășuni, nu primăria sau cum? Da, într-adevăr, de lege ferenda se presupune că începând de la anul nici măcar subvențiile sau încheierea de contracte de comodat sau de închiriere acestor pășuni către persoane fizice sau alte asociații nu se va mai putea face decât pe baza acestui amenajament pastoral. Ce cuprinde el? Nu cuprinde altceva decât o reînsămânțare a suprafețelor, decât gândirea unor drumuri de acces, gândirea unor spații de protecție animalelor împotriva căldurii, gândirea unor locuri în care să poată animalele să fie adăpate. Deci iată un complex de lucrări pe care va trebui noi să realizăm un proiect, inclusiv împrejmuirea, iar aici aș vrea să menționez, pentru că am văzut în vest majoritatea pășunilor și fânețelor sunt împrejmuite în același fel. De aceea am avea o rugăminte către primărie că atunci când noi vom realiza proiectul respectiv să țină cont foarte mult de el, pentru că dă foarte bine atât pentru peisajul înconjurător, cât mai ales pentru turiști, pe care sperăm să-i avem într-un număr cât mai mare și mai ales turiștii din afara țării. Asupra gardurilor, asupra împrejmuirilor care trebuie să fie la fel și să dăm impresia unui loc plin de civilizație în județul nostru. Spuneți ca și suprafețe, există în fiecare comună un asemenea loc? Mă gândesc acum iarăși la volumul de muncă, având în vedere acest proiect care este destul de voluminos la nivel de Gorj. Într-adevăr, sunt comune care ne-au comunicat că nu au niciun metru pătrat de astfel de fânețe sau pășune. Sunt comune care încep de la suprafețe la 20-30 de hectare până la câteva sute de hectare. Într-adevăr, lucrarea pe care noi o realizăm este una complexă, așa cum o serie de colegi din țară au spus într-o ședință avută la Ministerul Agriculturii, chiar cu astfel de lucrare, cu astfel de proiecte am putea să susținem și un proiect de doctorat, pentru că am avut o ședință de lucru chiar cu cei care au realizat ghidul, cei de la Institutul de la Brașov, de Pași de la Brașov, care au realizat ghidul de amenajare pastorală și chiar dânsii specialiști în domeniu au spus că sub 2, 3, 4 nu se poate realiza un astfel de proiect, în 5 zi de zi, având o serie de deplasări în teritoriu acolo unde se află pășunile respective. Din păcate, ne ciomnim și aici cu lipsa unor elemente de natură financiară, pentru că vă dați seama, va trebui să facem din calculul nostru 7-8-10 deplasări, nu avem însă un autoturism performant, avem un autoturism cu o vechime de peste 10 ani. Ca să spunem lumii ce e aici și combustibilul tot timpul, din păcate, o problemă. Avem cotă și acolo, dar o să le rezolvăm, sperăm că ministerul, așa cum ne-a comunicat, încearcă să găsească o soluție să avem autoturisme. Consiliul județean, normal ca asta să fie preponderent prima soluție, pentru că agricultura relansează absolut totul. Consiliul județean este alături de noi, nu avem nicio problemă a obține autorizațiile, atât conducerea Consiliului județean, cât și domnii consilieri cu care am discutat, indiferent de partid, sunt alături de agricultura din Gorj, ceea ce este un lucru pozitiv din punctul meu de vedere. Zâmbeam acum că ați spus indiferent de partid, pentru da, că așa ar trebui să fie. Exact. Și e culoarea politică nu are ce căuta aici. Nu are ce căuta și, am înțeles, sunt pe deplin de acord cu ceea ce trebuie să facem pentru agricultură. Din păcate, iată că prin noile modificări la nivel structural și direcția agricultură județeană, trebuie să recunoaștem, a fost puțin vitregită de personal. Nu vreau să ne laudăm, dar cred că colegii mei au rămas singurul punct pozitiv în ceea ce privește agricultura și nu mai îngoși în toată țara, pentru că sunt singuri specialiști care mai lucrează în agricultură, de aceea
cred că ar fi foarte bine ca numărul acestora să crească, pentru că nu putem totuși să facem față la toate cerințele și nu putem să dezvoltăm agricultura doar cu un personal atât de mic. Din punctul meu de vedere, minim un specialist agricol pe unitate de administrativ teritorială, pe OAT, deci pe comună, ar fi, eu știu, să zicem, suficient, cu toate că aș vedea un specialist pe parte vegetală, un specialist pe parte ceea ce era zootehnică. Da, într-adevăr, din noi nu prea știm că suntem mai tineri, dar într-adevăr, din ce ne-au spus părinții noștri. Din 94 încoase tot filmez și bineînțeles că erau atâtea departamente încât parcă și agricultura era așa mai de vârf în trecut. Și să nu uităm că județul nostru, în afară de agricultură și bineînțeles turism, nu cred că mai are prea multe de oferit. De aceea, această parte de turism îmbinată cu agricultura, mă refer aici la agroturism, ar fi extraordinară, pentru că am văzut că turiștii asta caută o zonă de oază de liniște, o oază de frumusețe și dacă se poate să și mănânce bio chiar sau de acolo din zona respectivă, sunt foarte mulțumiți și din câte am văzut nu se mai uită la portofel și ne fac și foarte bine. Serviciile sunt destul de ieftinuțe, să spun așa, în comparație cu ceea ce oferă peste granițele țării Occidentul. Mai mult decât atât, mâncarea tradițională oltenească, să mă raportez la Gorj, este mai mult decât un deliciu. Așa că aveți dreptate, în agroturism ar trebui să se investească mult mai mult și pasiune și financiar. Este să și sperăm. Da, este și momentul. Am avut și o discuție în acest sens în cadrul zilelor acasă la Brâncoș, în cadrul forumului în care participanții din celelalte țări chiar discutau și îmi spuneau că într-adevăr suntem o zonă extraordinară cu potențial în acest, în acest sens. Iată, apar de către Ministerul Agriculturii și măsurile care ne ajută, sub măsura 6.2 și sub măsura 6.4, prin care pot fi realizate investiții noi sau pot fi continuate investiții în infrastructura agroturistică. Și chiar dacă noi suntem o instituție axată pe agricultură, nu pot să nu menționez aceste submăsuri, pentru că ele sunt colaterale, oferă o dezvoltare și a celorlalte servicii conexe agriculturii, o dezvoltare a spațiului rural, pentru că nu doar agricultura trebuie să existe în spațiul rural, ci un conglomerat de lucrări, un conglomerat de activități, pentru că am văzut, din fericire am putut să mergem și în vestul Europei, am văzut și acolo, este extraordinară această îngemânare a activităților în spațiul rural și au condus la o dezvoltare a întregii țări. Ne detaliați un pic aceste măsuri? Credeți că ar mai trebui să știe ceva telespectatorii noștri care sunt interesați? Că până la urmă din asta poți face un business. Un business pentru familie, pentru comunitatea în care existi acolo și mai ales pentru, cum spuneați dumneavoastră, turiști. Cele două măsuri, 6.2, înființarea activității agricole 6.4, care se referă mai mult la continuarea și dezvoltarea acestor activități, sunt într-o sesiune deschisă amândouă, ca și celelalte măsuri, până pe 30 octombrie anul acesta, însă nu trebuie să aducem în vedere faptul, sau trebuie să aducem în vedere faptul că nu este singur an, deci lumea nu trebuie neapărat să grăbească să facă anul acesta, ci poate să se pregătească. Avem PNDR-ul până în 2020, în fiecare an sesiune de depunere de proiecte. Este vorba de măsuri prin care pot fi finanțate și altfel de activități decât cele agricole. Eu ce trebuie să am? Trebuie, în primul rând, persoana, diferența ca până acum, trebuie să fie autorizată. Cel puțin sau minim un PFA. De aici continuăm cu întreprindere individuală, SRL-uri, micro, e vorba de micro-întreprinderi și întreprinderi mici. Odată realizat această fază, trebuie să ne gândim la afacerea în sine. Și aici, din experiența noastră, le propunem celor care doresc să investească în spațiul rural să ia legătura cu noi, pentru că e bine să pornească de la o afacere care să aibă rezultat. Pentru că am mai întâlnit și cazuri în care cineva a vrut să facă o afacere strict pe un domeniu, fără să gândească foarte bine, domnule, am desfacere, pot să merg un an, 2, 3, 4, chiar 5 cu producția respectivă, urmând ca din ceea ce obțin din venit să mă dezvolt. Pentru că, iată, am avut proiecte pe melci și trebuie să recunosc că au dat X, noi le-am spus de la început, nu cred că o să meargă proiecte pe melci, pentru că nu suntem zonă, nu suntem o țară care
consumă așa ceva și e foarte greu să faci față sau să trimiți, eu știu, 400-500 de kilograme de melci pe care îi obții să-i trimiți dincolo, pentru că nimeni nu vine să ia o cantitate mică. Trebuie să spunem lucrurile pe noi. Transportul trebuie să fie asigurat, exact, în anumite condiții, da. Așa e. Atunci ne îndreptăm pe ceea ce se poate face la noi și iată, prin această, sunt două măsuri foarte, care vin în sprijinul, să zicem, a unor investiții în spațiu rural. Se pot face ateliere mecanice, spre exemplu, pentru repararea de mașini, pentru că au apărut foarte multe mașini și în spațiu rural și la ce drumuri avem pot să se strice des și e nevoie de astfel de reparații. De ce să vii la Târgu și să faci 50-60 de km când poți să ai un investitor în zonă care să poată să te ajute? Medicii veterinari, medicii umani pot să-și facă cabinete în spațiu rural și iată, de asemenea, o posibilitate foarte bună pentru dânsii să nu mai meargă oamenii 10 de kilometri. Da, că era circunscripție în fiecare, exact, comună până la urmă. Pot fi făcute oricum tot felul de, din punctul meu de vedere, aș marșa foarte bine și pe partea de informatică, o informatizare a comunelor, pentru că e necesar. Nu se pot face locuri unde pot să existe cabinete de internet, pot să existe cabinete de asistență juridică sau de asistență economică, financiară, pentru că odată dezvoltat spațiul rural avem nevoie de astfel de cabinete pentru toată partea aceasta de contabilitate pe care trebuie să o țină beneficiarii de proiecte europene. Asta trebuie făcut un studiu de caz cu optica asupra veniturilor comunei respective. Exact, deci sunt de aia eu le spun tuturor care vor să facă o astfel de activitate să treacă mai întâi pe la noi, stăm de vorbă, noi încercăm cât știm și noi să îi ajutăm, dacă nu îi îndreptăm către alte organisme care se ocupă și care pot să le acorde consultanță. Stăm cel mai bine de vorbă cu ghidul solicitantului în față, pentru că, vedeți, nu poți să le și pe toate, nici nu e cazul chiar, din punctul meu de vedere, să le învățăm prin afară, ce nu, e foarte bine. Nu, legislația, iată, se schimbă așa, exact, se schimbă. La două luni, se mai aprobă, se mai abrogă. Și Ministerul și-a rezervat dreptul să mai schimbe ghidul solicitantului, pentru că, într-adevăr, nu poți să-l faci chiar de la început bătut în cuie 100%, mai apar tot felul, chiar și nouă ne-au apărut tot felul de cazuri care nu erau prevăzute în ghidul solicitantului. Am solicitat Ministerului Agriculturii să ne trimită precizări și iată, din toate aceste feedback-uri putem să facem un ghid al solicitantului pe fiecare măsură în parte mai bun. Bineînțeles că se pot continua și investițiile pe măsurile 6.1, sprijinirea tinerilor fermieri, și 6.3, cea care înlocuiește, să zicem, măsura 1.4.1 mult accesată în județul nostru. Și pentru acelea, termenul limitat de punere a dosarului este 30 octombrie anul acesta. Avem foarte mulți care vin aici, foarte mulți potențiali beneficiari, se interesează. Din păcate, condițiile sunt puțin mai dure, dar și aceasta din punctul meu de vedere este un lucru corect, pentru că o condiție de bază este aceea ca beneficiarul să aibă domiciliu în comuna respectivă, să nu aibă loc de muncă sau să aibă loc de muncă în comuna respectivă sau cel mai departe, în cel mai apropiat oraș. Mi se pare normal, pentru că odată ce un tânăr fermier cu vârstă de până 40 de ani primește de la stat un ajutor de 50.000 de euro sau de 40.000 de euro, e o sumă mare de bani și atunci e bine să te ocupi efectiv de agricultură, să dezvolți ferma și e greu să ai un serviciu, să zicem, la 100 de kilometri și să te ocupi și de gospodărie. Chiar foarte greu. Haideți să vorbim puțin și despre cursurile care se fac. Aici nu mai avem prea mult din această emisiune, poate 4-5 minute, dar mi se pare importantă, pentru că atunci când te apuci de un proiect, ți se cer anume condiții. Așa că și aceasta este unul dintre ele. Într-adevăr, să nu zicem neapărat când te apuci de un proiect e nevoie de un curs. Din punctul meu de vedere este nevoie de un curs indiferent dacă faci sau nu un proiect. Pentru că dacă lucrezi în domeniul, să zicem, albinelor, e foarte bine să ai un curs de apicultor, da. Pentru că am avut, de ce să nu recunosc, cursanții în vârstă, de la care poate chiar lectorii noștri au avut de învățat, dar am avut și cursanții în vârstă care spuneau la începutul cursului: domne, eu am 30 de ani de experiență în spate, nu am ce învăța, dar îmi trebuie doar diploma, hârtia respectivă. În urma cursului mi-a spus: domnule, vedeți, am 30 de ani, dar n-am crezut că, uite, mai sunt lucruri noi pe care eu nu le știam totuși și le-am învățat aici.
De aceea zic că acest feedback între lectorii noștri și cursanții este binevenit. Apoi, da, într-adevăr, există necesitatea unui curs, unui certificat eliberat de către noi pentru un curs de pregătire profesională în ceea ce privește accesarea fondurilor europene. Este punctaj pentru acest lucru și de aceea e bine ca toată lumea să îl aibă, pentru că sunt, din câte și o, 10 puncte foarte importante în momentul în care intrăm în concurență cu alte persoane. În această perioadă, având în vedere faptul că în PNDR 2007-2013, pentru cei care au accesat măsurile, urmau să facă un curs pe o altă măsură, un curs de pregătire profesională și acesta n-a putut fi realizat până acum din vari motive. Ministerul Agriculturii ne-a sărcinat și în acest domeniu ca până la finele anului 2015 toți beneficiarii de măsură 141 ar trebui să aibă acest curs, iar cei care n-au realizat încă cursul pe măsura 1.1 pot să-l realizeze aici la Camera Agricolă. Noi vom elibera certificatul de calificare necesar pentru a putea să-și continue activitatea în cadrul proiectului. Este un curs special, nu costă 400 de lei ca celălaltul, este un curs doar de o săptămână la un tarif care ne-a fost recomandat de Ministerul Agriculturii și care a fost aprobat prin ședință de Consiliul Județean la un tarif de 250 de lei. Cu posibilitatea plătirii și... mai lejer? Da, bineînțeles, nicio problemă până la finele cursului, dar vă dați seama, mai lejer, dar cursul având doar o săptămână, Da. Putem să facem și două rate, una la începutul săptămânii și una la sfârșitul săptămânii. Exact, e o perioadă grea pentru toată lumea, trebuie să recunoaștem. Ce e important este ca până, așa cum s-au angajat prin declarație pe propria răspundere, beneficiarii măsurii 141 trebuie ca până la data de 31 decembrie 2015 să aibă acest curs făcut și să prezinte la Oficiul Județean, acolo la SAPARD, la fostul SAPARD, să depună diploma, certificatul de absolvire a acestui curs. Așa că dacă sunt persoane pe care noi încă nu am avut contact cu dânsii și care știu că nu au acest curs și vor continua proiectele, vor trebui să ia legătura cu noi să putem să realizăm acest curs, pentru că e în binele dânșilor, să nu cumva, Doamne ferește, să dea înapoi banii pentru atâta lucru. Domnul director, eu vă mulțumesc că ați avut amabilitatea să stați de vorbă cu noi în interesul telespectatorilor noștri, așa cum faceți întotdeauna. Chiar vă admir că sunteți unul din colaboratorii în sat, care ori de câte ori cerem sprijinul în vederea obținerii unei informații spune prezent. Vă dorim toate cele bune, multă putere de muncă, că văd că aveți nevoie și sper să ne revedem cu bine până data viitoare, când deja o să ieșim în teren. Să vedem, stimațele spectatori, în ce o gradă vom poposi săptămâna viitoare. Până atunci, toate cele bune. La revedere! La revedere!